Cei 5 specialiști ai centrului se ocupă în prezent de 35 de copii cu probleme. Solicitările sunt din ce în ce mai multe, dar din păcate centrul nu poate primi niciun caz pe motiv că numărul cadrelor este limitat și nici nu se pot face angajări. Fondurile sunt și ele puține și abia ajung pentru beneficiarii existenți. Deși centrul nostru s-a înființat de doar câteva luni, am ajuns la un număr de 35 de copii, adică la capacitate maximă, iar solicitările continuă să apară. Suntem și noi impresionați, neplăcut și triști, văzând că există atât de mulți copii cu dizabilități la noi în zonă. Misiunea personalului de la centru este aceea de a preveni abandonul copilului prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, consiliere și dezvoltare a deprinderilor de viață independentă. Echipa de lucru este formată din 5 specialiști, iar copiii merg la tipul de terapie specifică dizabilității fiecăruia. Printre beneficiarii avem copii cu autism, un număr destul de mare, copii cu sindrom Down, copii cu deficit de intelect, cu pareze, avem și un copilaș cu distrofie musculară, o boală foarte, foarte grea și gravă. Avem copii cu epilepsie, avem în medie 7-8 copii la terapie zilnic. Acești copilași beneficiază de o masă pe zi, de tip catering, iar majoritatea beneficiază și de transport gratuit până la centru și înapoi acasă. Teoretic, acești copii ar avea nevoie de terapie câteva ore pe zi și zilnic, însă din cauza numărului mic de specialiști în raport cu numărul total de copii pe care îi avem înscriși, se lucrează mult mai puțin decât ar trebui.